Datele statistice ale Casei Județene de Pensii relevă faptul că la nivelul județului Maramureș erau înregistrați în luna martie peste 117.000 de pensionari. Dintre aceștia, mai bine de 74.600 sunt la limite de vârstă, iar circa 1.600 sunt în pensie anticipată. Datele instituției băimărene arată însă că în continuare numărul celor care beneficiază de pensie de invaliditate este mare. Vorbim de 19.500 de persoane, cifra fiind apropiată celor din lunile anterioare. De asemenea, statistica mai evidențiază că devenituri de pe urma muncii depuse în agricultură beneficiază 4.700 de persoane, în timp ce de drepturi ca urmași beneficiază peste 16.600 de persoane. Per ansamblu, cifrele sunt asemănătoare celor înregistrate în lunile anterioare.